Am dat seama că limuzinele de lux, și când spun limuzin de lux, mă refer cel puțin de la 100.000 de euro în sus. Adică nu știu, un la 200.000 un Bentley Continental, un uh, Bentley Mulsan, Rolls. Eu știu tot felul de mașini de lux, de la A8 în sus până la urmă. Toți cei care își cumpără astfel de mașini de lux Cred că nu au idee că există și mașini ca asta. Știați că există dube, multivanuri, precum transporter, T5, T6, Peugeot, Boxer, Citroen Jumpy, Mercedes V-Class, Mercedes Vito, Mercedes Viano, Mercedes Sprinter, dacă vrei mai mare, care au un astfel de interior. Adică, orice Bentley la 200 de miliți cumperi tu, nu o să ai confortul din mașina asta. Adică, uitați-vă pur și simplu cât spațiu ai. Ai frigider, ai scaune, ai masaj, ai perdele, ai trapă, ai lumini ambientale. Și mai presus de asta sunt dube precum T6, V-Class și așa mai departe care au motoare diesel de 1.6, de 2.0, de 2.2. Deci sunt și eficiente, sunt și economice și pe afară sunt low profile. Adică nu-ți dai seama că o astfel de mașină în interior arată așa. Vezi un multivan așa normal și în interior e club, știi? Îți faci de cap, limuzină, dubă. Plus că, hai să zicem că nu vrei varianta asta, uite, să zicem că nu vrei, uite, poți să și dormi, adică, genial. Depinde, de astea sunt făcute individual de diverse firme și acum poate vine întrebarea, dar e legal? E legal, vin omologate, adică se pot face astfel de modificări autorizate de firme de specialitate. TV V class V250, uite, exclusiv business interior. Deci, cum să zic, te duci în vacanță, îți iei șofer, stă familia acolo, chem pe cineva să discuți de afaceri, și așa mai departe, adică nici o limuzină de 200.000 de euro nu o să-ți ofere confortul și, să zicem, modestia văzută din afară dintr-o mașină de genul ăsta, care într-adevăr costă, nou-nouț un Viano din ăsta, costă vreo 200.000. Uite, are stații de încărcare, Playstation, aparat de cafea, ce vorbești mă, deci nu îți dă nici Rolls Royce Phantom, nu-ți dă un asemenea lux. E adevărat, are motor diesel și nu e suspensia așa de confortabilă ca la un Rolls sau ca la un Bentley. Dar, pe bă băiatule, dintre un Bentley și o mașină din asta, tu ce ai alege? Și stați liniștiți că sunt și mașini de genul ăsta mult mai accesibile. Adică, spre exemplu, Toyota are de vânzare Pro Ace VIP, care nouă nouță costă 40.000 de euro, și arată cam așa mașina care se vinde la și la noi în România. Adică nu trebuie să ai neapărat luxul ăla. Ideea e că ai scaune care, dacă te super le dai jos, o faci dubiță. Sau le ții pe toate și pleci cu familia în vacanță. Îți pui perdeluțe, îți pui geamul fumurii, faci înăuntru beci și te duci în vacanță. Adică ai un confort mult mai mare în, într-o, într-o astfel de mașină, dacă sunteți mai multe persoane, decât într-o Mașină de lux pe care și-o doresc toți. Nu zic, e frumoasă, e lungă, e elegantă, e de imagine, suspensia e mai rafinată, are poate alte dotări, dar pentru un VIP, dacă vrei să fii cu adevărat VIP, mai e mai mișto o dubiță din asta. Adică, literalmente, dacă ție șofer, că la mașină de 200.000 ar trebui să ție șofer, la o mașină de 200.000 ție un huracan pentru pasionați. Sunt pasionat, îmi place mașina, îmi place ideea, dar dintre un huracan și o limuzină, prefer o limuzină. E mai practică. Dintr-o limuzină și un Viano sau o mașină din asta, prefer o mașină din asta. Adică uite cât de mișto e. Dacă te super efectiv, cred că poți da scaunul pe spate și literalmente te poți culca. Ai și măsuțe dacă vrei să mănânci, dacă vrei să lucrezi, dacă vrei să te un film, dacă vrei să te joci cu copii, poți să stai în spate. Deci cred că are 9 locuri, teoretic, cu mașina asta. Teoretic, 8-9 locuri, cu tot cu șofer. 8 locuri. 8 plus 1 e maxim pentru categoria B. Deci 9 locuri. 9 locuri, pe băiatule, pe, poți să mergi tu cu soția, cu părinții tăi și cu doi copii. Deci dacă ai doi copii, poți să mergi tu cu, tu cu soția 2, cu doi copii 4, cu părinții ei 6 și cu părinții tăi 8 și mai rămâne un loc pe care îl pui pentru bagaj. Deci e foarte practică o mașină din asta pe care dacă vrei, o poți transforma în ceva mai luxos. Am văzut pe mobile.de și o să și caut un T6 nou sau aproape nou, 20 și ceva de mii de kilometri, vreau să văd dacă, uite, asta este 125.000 de euro și nou, scade de la 200.000, nu îmi place cum arată, dar trecem peste, deja mi se pare că e tuning, uite cum arată launtru, da? Deci se bate asta pe orice mașină de 100 de mii de... Nu știu, uite, e safe, mă lași. Ce seria 7, ce de 8, 9? Uite aici, tati. Asta mașina. Asta mașina de șmecher. Low profile, dubiță. Deschizu și-a rămâi. Aia a Dar am văzut unele mai șmechere, la preț mai bun. Nu spune că o fi asta la 40 de mii, că mă de râs. Ia uite cum arată asta înăuntru. Nici nu mi mai mult. uite, exact ce ziceam. Ia o pastă. 46.000 de, de euro. Cât km are? 13.000 de kilometri. 2.0 diesel. 102 cai. 2.0 diesel. Mai e și economică. Ai frigider. Deci uite cum arată mașina asta. Deci, mamă, ce vorbești, mă, băiatule? De ce să ții mașini scumpe? Uite ce poți să ții. Bine, nu mergi pe sistem audio. Deci are banchete, are tot ce trebuie. Mi se pare absolut genială mașina asta. Nu sunt fan Volkswagen, nu sunt fan... Nu, nu are nici cine știe ce dotări. E manuală, te zgâlțe asta la... Nu, asta, asta, e o mașină pe care trebuie să o iei automat. Dar uite cât de mișto, adică ce confort ai pentru tine, pentru familie, pentru deplasări într-o astfel de mașină. Și am văzut mai multe. Ia uite-o de Sunt făcute pe comandă, custom, la diverse firme. Îmi plac și culorile, adică arată super fain. Por bagaj exterior. Deci, asta mi se pare wow. Ia uite. Te cum arată mașina asta. Ai PlayStation. Deci, cum să zic, pentru oameni care au buget pentru mașini scumpe sau mașini mai practice, că poți să-ți iei o dubiță din asta și cu 15.000 și cu 10.000, e practică. Dacă o vrei lux, o faci tu lux sau o ei deja lux. Uite, wireless charging. Tot felul de șmecherii făcând comparația cu mașini de lux noi, exclusiv. E mult mai practică o mașină din asta. Poți să dormi, poți să mănânci, poți să te întinzi, poți să stai cu încă una, două, trei persoane, ai intimitate. Dacă stai tu într-o limuzină cu șofer și în spate ești cu încă o persoană cu care ai de discutat lucruri importante, teoretic șoferul aude cam tot ce vorbiți voi. Așa în asta e compartiment separat. Ai măsuțe? Sunt mașini, desigur, care au și ele măsuțe, precum uh, Porsche Panamera Exclusive au măsuțe tip business class cum este în avion, dar asta mi se pare foarte tare. Adică cinstit, ai vrea să fii cărat ca un prinț într o astfel de dubiță și pe exterior nu zice nimeni că e ceva atât de luxos, adică vezi că e o dubă, dar nu și ce înăuntru. Și mie mi se pare că asta e și sigură la impact, că e mai înaltă, e mai mare. Probabil că e mai instabilă, e destul de înaltă. Nu e ca o limuzină așezată cu suspensie pneumatică. Cu... Acolo pierde teren. Dar exceptând asta, mi se pare extraordinară mașina asta. Adică ideea de astfel de mașină. Uite, 30 de mii. VIP special. Asta nu cred că e pregătită în vreun fel. Sau? O să văd scaunele în spate cum arată. Ia uite. VIP special. 30.000 de euro. Bă, 30.000 de euro. Și nu mi se pare mult. 30.000 de euro, e... Nu mi se pare mult pentru mașina asta, vreau să spun. Pentru ceea ce oferă. Foarte, foarte practică. Pentru familie, pentru destindere, pentru. Gândește-te că îți o astfel de mașină și nu ți iei șofer. Nu ai nevoie de figuri din astea. Îți iei tu soția sau. Da, îți iei soția și mergeți la drum. Plecați în Europa cu copilul, copiii, voi doi. Aveți bagaje că călău, poți să te întinzi da? au copiii loc să se joace, au copii loc să stea. E super practică o astfel de amenajare. Ce mai întâmplă cu perdeluțele? 90.000 de euro. La fel. Făcută pe comandă mișto. Ce jante mă să deci că sunt ale lui Nu, Nu, seamănă. uite, scaune frumos. Interior frumos. Lux. Premium. Business. Forță! Ia ce perne ai. Frigider. Toate șmecherile din lume. E, eh, din păcate, cred că o să folosești niște scaune pentru spațiu. Scaunea din spațiu, asta e partea proasta Dacă o faci până în spate. Și sunt multe din câte văd. 204 cai. 204 cai din 2.0 TDI. E. Dar mașina e fain. Ia uite ce mișto e. De cât spațiu ai, bă, te intinzi ca e reglabil, masaj, chestii, ventilație cum arată. Ce părere aveți despre astfel de mașini? Sunt foarte curios să aflu în rubrica de comentarii. Mie mi se pare că sunt o afacere, nu, nu e o afacere, o alegere mult mai bună decât să dai banii pe o mașină nouă de lux. Depinde ce faci, depinde dacă ai copii, depinde de ce dorești, dar eu personal mi se pare o alegere mai bună decât o limuzină scumpă Știi? Adică există inclusiv, repet, mașină nouă pe care o poți comanda la dealer de la Toyota, poți să comanzi Pro Ace VIP cutie automată 2.0 diesel cu măsuțe, cu scaune din piele pe care le mai poți scoate sau pune înapoi, bănuiesc că e de obicei, mașinile astea sunt mașini cu utilizare mixtă, deci și M1, și N1, și de marfă, și de scaune, multivan, că de asta se numește multivan, cu regim mixt de utilizare. Sunt și la mâna a doua, multe care sunt practice pentru cei care nu au un buget pentru una nouă. Sigur, sunt mașini foarte scumpe, adică am discutat doar ca fapt divers, nu îmi imaginez că nu și le permite nu și le permit mulți oameni dar mi se pare foarte interesant voi ce părere aveți? Așteptăm jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod